Întâlnirea pensionarilor din Mehedinți cu delegația de pe malul drept al Dunării a avut loc la Clubul Pensionarilor din Drobeta Turnu Severin. Aproximativ 30 de bătrâni au discutat despre problemele cu care se confruntă atât în România cât și în Serbia. În urma dialogului, aceștia au constatat că modul de viață este unul asemănător indiferent de zona în care locuiesc. Pensiile, nu trebuie să vă spun nimic, că isto ca la voi este aici, nici mai mari, nici mai mici, poate aia să aibă care a lucrat prin Germanie, prin Austria, prin alte părți, aia poate să trăiască iar o țară, dar aia care a fost aceea, iar ca și aici, ca la voi. Cu această ocazie s-a discutat și despre oportunitatea unei viitoare colaborări între Sindicatul Pensionarilor din Mehedinți și Asociația Pensionarilor din Valea Timocului. Pentru început se așteaptă ca un grup de seniori din Serbia să petreacă un sejur în stațiunea de tratament Bala. Dorim să facem un schimb de pensionari care să facă tratamentul în România la Bala, lucru care a fost de acord și Casa Națională de Pensii. Încercăm semnarea unui parteneriat de colaborare între stațiunea Bala și stațiunea din Socobania pentru îmbunătățirea calității tratamentului balnear. Să lucrăm, să ne înțelegem și să ne adunăm media suțeră. După întâlnirea de la Clubul Pensionarilor, gazdele și-au invitat oaspeții într-o vizită la stațiunea balneară de la Bala.